Pentru că în mai puțin de o oră, primarul capitalei Nicu Șordan își va prezenta bilanțul. Edilul a spus încă de la începutul mandatului că printre principalele sale urgențe au fost termoficarea, reforma primăriei generale a capitalei, dar și clădirile cu risc seismic. Jurnalistul B1 TV Cornel Chitucea vine însă cu toate detaliile. Cornel, bun găsit! O să vedem un bilanț cu multe lucruri bune, multe lucruri pozitive, dar probabil o să vedem și un bilanț în care există și minusuri, nu? Bună dimineața, Alex! Bun găsit, doamnelor și domnilor! E o zi importantă în contextul în care anunță Nicu Șordan, actualul primar general al capitalei, acest bilanț și, cu siguranță, această conferință va fi urmărită și de către competitorii acestuia. Știm că, printre cei mai activi competitori, se numără Sebastian Burduja sau Cristian Popescu Piedone. Pe de altă parte, tot astăzi, la ora 15, va avea loc o conferință de presă susținută de actualul candidat al Partidului Național Liberal, Sebastian Burduja, și, bineînțeles, actualul ministru al energiei din actualul guvern. Spune Sebastian Burduja că își dorește ca în această conferință, care, vă reamintesc, va începe la ora 15, să aducă în atenția oamenilor abuzurile făcute de administrația Nicu Șordan. Și revenind la actualul primar general al capitalei, în jumătate de oră începe această conferință și cu siguranță va vorbi Nicu Șordan atât despre realizările primăriei generale și, bineînțeles, despre administrarea Nicu Șordan, administrația Nicu Șordan, cât și despre proiectele care poate nu au fost duse la bun sfârșit, pentru că, spunea Nicu Șordan, la preluarea mandatului au fost foarte multe probleme de ordin financiar cu care a trebuit să se confrunte, iar undeva spre sfârșitul mandatului am văzut din partea actualului primar mai mult acțiuni direcționate, bineînțeles, către capitală. Așteptăm să vedem ce va spune actualul primar general al capitalei. Sunt și tensiuni normale care vin în aceste zile, dat fiind faptul că ne apropiem de data de 9 iunie, data la care vă reamintesc că vom avea atât alegeri locale, cât și alegeri europarlamentare.